Alături de echipa noastră de filmare s-a aflat permanent un inspector de patrulare care a comentat ce încălcări ale regulamentului circulației rutiere a comis șoferul unui maxi-taxi. Iar sistemul de iluminare are defecțiune, nu arde un stop. Iată, uitați-vă, se vede că e plină rutiera cu persoane în picioare. La scurt timp după ce a plecat din stația Terminus, șoferul a îmbarcat 16 pasageri, mulți în picioare. Iată, avem 70 la oră și nu-l putem ajunge. Deci are și depășire de viteză. Ce viteză ce accelerează de tare. 90 la oră avem și nu-l putem ajunge. 110 la oră și abia îl ajunge. Deci are peste 100 la oră. S-ar sancționa cu 1000 de lei și 5 puncte de penalizare pentru excesul de viteză. De cele mai multe ori, conducătorii microbuzelor opresc petrecerea de pietoni sau în alte locuri interzise. S-a oprit regulamentar că cunoaște că sunt camere care monitorizează intersecția. Șoferul și-a recunoscut vina, dar a găsit o justificare. Da, așa se ne prinde și data automată, adică cum automat, după posibilitate, așa cum e posibil, așa și noi. Pe care ne s-ar încă mergem așa o leacă mai repejor ca să nu se primească probleme, adică nu colegi. Deci poliția întotdeauna a acționat având la bază încălcările comise. Ca să le fie clar la toată lumea, deci noi nu avem intenții careva să pedepsăm, să căpătăm un profit oarecare, nu. Deci noi acționăm în regim normal, deci se activează și se înregistrează încălcările comise. Atât a microbuzelor, cât și a tuturor participanților la trafic care sunt în municipiu și în afară. Experimentul nostru a arătat că pe durata unei singure curse, timp de 40 de minute, șoferul microbuzului a comis peste 10 încălcări ale regulilor de circulație, pentru care ar trebui să fie amendat cu peste 7.000 de lei și aproape 50 de puncte de penalizare. Iar pentru a fi lipsit de permis de conducere, sunt suficiente și 15. Victoria Crucova, Igor Crocus, Publica TV.